Comitetul Județean pentru Situații de Urgență al Județului Suceava a fost convocat luni în ședință extraordinară și a luat mai multe decizii pentru diminuarea impactului generat de riscul epidemiologic la nivelul județului ca urmare a creșterii incidenței cazurilor pozitive la 1000 de locuitori. Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Suceava a adoptat hotărârea numărul 157 din data de 20 septembrie. Prin această hotărâre s-a decis ca începând cu data de 22 septembrie ora 24 pentru o perioadă de 14 zile pentru municipiul Fălticeni, orașul Gura Humorului, orașul Siret și comunele Ciocănești, Frumos, Supoș, Jorâta și Stroiești, unde incidența cazurilor de COVID-19 este mai mare de 2 per 1000 de locuitori și mai mică de 3 per 1000 de locuitori, se intre în scenariu galben pentru o perioadă de 14 zile. De asemenea, prin hotărârea numărul 157 din 20 septembrie, s-a hotărât ca începând cu data de 22 septembrie ora 24 pentru o perioadă de 14 zile, municipiul Rădăuți să intre în scenariu roșu, deoarece incidența este mai mare de 3 per 1000 de locuitori și mai mică de 6 per 1000 de locuitori la nivelul infectărilor cu SARS-CoV-2.